as desencadeado l'émission et de l'éducation juvénile en plus de présidente doamna profesor Irina Lindela. Doamna profesor, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația la emisiunea Educația Juvenilă. Practic, dumneavoastră reveniți în emisiunea noastră. Suntem o cunoștință mai veche. Da. Trebuie să spunem faptul că sunteți profesor de religie la școala gimnazială academician Marin Voiculescu. De asemenea, în cadrul emisiunii am plăcerea să vă prezint pe părintele Constantin Cristian, părinte preot la Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.
va couper dans un professeur un idéal. Le progrès va en quelque la carrière pousse. Cadre de mission éducative, je vais
Să mânța cea bună
riceve dentro la tua spirituale Dice
lucruri din ce în ce mai puțin tineri care ajung să se căsătorească și trebuie să promovăm mai mult valorile creștine. Natalitatea
această platformă a bunătății în fiecare dintre noi. Și acesta vom fi mulțumiți și împliniți. Da, părinte, tu mai vreau să întreb.
Să se prezinte la această școală în față. Te rog frumos, Selena. Numele meu este Selena. Am văzut la școală numărul 2. Numele și pe numele Selena. La
încurcat pe deal la schit. Se făcea că este ziua și erau numai ei doi între niște cruci frumoase felurite după soi. Unele erau de aur, altele de fier și lemn, de argint și de aramă, fiecare cu un semn. Zice îngerul atunci, ia-ți o cruce care vrei, nu mai potrivește și te întoarce la bordei. La acum, el apucă în grabă cele de aur mai întâi. Începând să dobrăcească pe voinici multă strălucire, nu te poți uita la ea, dar voi încasoridice vede că-i nespus de grea. Se mai uită, iar încearcă să-și aleagă altă cruce tot frumoasă de aramă. Dar în ciuda lui și aceea pentru dânsul este grea. Cea de marmor mai tare, cea de mai la vale, vede sub un copacel cruce de stejar ușoară, numai bună pentru el. O ridică deci și pleacă, iar îngerul pe drum îl întreabă pentru cruce dacă e mulțumit acum. Slavă Domnului, răspunde, tare îți mulțumit de ea, că din toate numai asta este după vlaga mea. Îngerul atunci îi zice, omule nemulțumit, pentru crucea vieții tale totdeauna ai gătit. Astăzi te-am adus anume că niciuna n-a fost duce decât crucea cea de lemn. Asta este crucea vieții, dacă ție, de când ești. Deci, lui Dumnezeu de acum să nu gărtești. Cele de metaluri scumpe
ființi care sufăr până la sânge într-o grele nevoinți. Iar tu cu sărăcia lezne te vei mântui. Dacă vei păzi credința și răbdând vei mulțumi.
iar sufletul omului are este format din sentiment, voință și rațiune. Deci atât că mintea este rațiunea din om. Să
calitate. Disciplină. Pentru că seriozitatea arată că omul este responsabil. Și iată că vin și din legile dumnezeiești, din poruncile rânduielor de Dumnezeu, care trebuie să vorbească cele plăcute lui Dumnezeu, dar și cu responsabilitate. Pentru că nu uitească însuși Mântuitorul. Gracias.
să fim rândul lui Dumnezeu. Să avem familii, să ne dorim să fim împliniți prin copii, prin cei care ne înconjoară, să fie la fel și ei. De bătrân să avem grijă, ce au nevoie, pentru că sunt mulți neputincioși, copilași la fel, să ne străduim să-i educăm, pentru că, așa cum spunea și colega mea, mai what?
grazie a Sara Frolla. Și apoi situația materială nu este absolut necesară pentru fericirea omului. Exact cum spunea părintele. Și să ne
vedea altfel lucrurile. De aceea, Sfinții Părinți ne învață că trebuie să ne rugăm, Doamne, facă bine și de ce avea nevoie și ce ne trebuie, ce ne lipsește. Pentru că omul prin faptul că este limitat, că vedeți, este de multe ori
acest lucru. Că trebuie să ne rugăm Dumnezeu pentru că El știe de ceea ce avem fiecare nevoie fiecare dintre noi nevoie. Ne rugăm așa cum știm noi. Și nu trebuie neapărat de
Sors. Eu vă întreb, cât de greșit este acela care judecă aproapele din spusele altuia? Se întâmplă foarte des în societatea noastră.
veșnică. Și că Dumnezeu i-a lăsat acolo pentru un anumit timp. Și poate că dacă i-a lăsat acolo, i-a lăsat să aibă grijă de ceilalți. Să le fie și lor bine, nu doar lui. Și sunt tot prin rândelul lui Dumnezeu ajuns și în aceste funcții. Da. Și atunci dacă se vor întâlnit
invidia. Chiar la o... Îmi mult dovede și cu... să fie eliberat atunci când era judecat de Pilat, pentru că el știa că din invidie îl dătuse mâinile lui. Deci iată,
podcastul Constantin Brâncoveanu. Da. Și cu care ne mândrim. Cele mai mari. Așa că invidia
asta cu părinte, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, al Sfinților Părinți, cea mai importantă virtute în fața Domnului să îndreptăm pe cei
și care sunt fără părinți și care au nevoie de dragostea noastră. Cum ne spune Mântuitorul, pe cel care este gol trebuie să-l îmbrăcăm. Și cum spune Sfântul calea Mântuitorului care avea să se boteze și să iasă la propovăduire, să înceapă activitatea sa publică. Și care dintre noi trebuie să importante este
doamna profesor Matei și prea cu ce nici părinte Constantin. Din punctul meu de vedere, rugându-ne îndurărilor
Luceafărului mărilor. Ascultă noastre plângeri, regina peste îngeri. Din neguri te arată lumină dulce, clară. Și pururea fecioară Marie. Crăiasă alegându-te, în genunchi rugându-te, înalți să ne mântuie. Fii scut de întărire și zi de mântuire. Privirea-ți adorată asupra necoboară, o maică precurată.
fiecare lucru trebuie să-l facem, lucrul trebuie să-l facem ca pentru Dumnezeu. Deci fără să umblăm cu jumătate de măsură, să ne facem datoria fiecare acolo unde ne află. Dumnezeu pentru elevi să fie conștienți că venind la școală și pentru
13, vinerea, în relor de la ora 14, vă invit să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Dragi copii, nu uitați, cel mai frumos dar pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor este viața. De aceea aceasta trebuie trăită în respect de sine, în respect față de aproapele nostru, în credință față de Dumnezeu. V-ați putea pune întrebarea: cum puteți obține aceste trei calități extraordinare?